Vă salut, dragii mei, bine ați venit din nou pe canalul meu și vă mulțumesc cu această ocazie. Vă propun astăzi să ne dezmorțim, să ne detensionăm musculatura cu acest obiect extrem, extrem de eficient. Așadar, dacă aveți în posesie un astfel de obiect acasă, vă invit cu dragă inimă să ne dezmorțim împreună, mai ales dacă ducem așa o viață sedentară și nu prea ne place mișcarea. Și pentru că mișcarea nu e așa, ne face bine, dar de cele mai multe ori renunțăm înainte să ne apucăm, pentru că avem impresia că a face mișcare este așa ceva de a ne da duhul pe saltea. Ei bine, acest antrenament nu face decât să ne dezmorțească, să ne pună la treabă așa puțin flexibilitatea, mobilitatea articulară și veți vedea că vă veți simți extrem, extrem de bine. Așadar, să o luăm încetişor, cum vă spuneam. Ne așezăm în primul și în primul rând pe această rolă. Hai să mă dau mai aproape. Vom sta așa câteva secunde în fiecare poziție. Atenție la echilibru, da? Ne ajută să ne și punem musculatura în funcțiune și să ne câștigăm stabilitatea mai bună. Dacă nu reușim cu ambele picioare întinse, atunci vă recomand un picior să fie sprijinit pe talpă și îndoit, celălalt întins. Și încercăm să stăm câteva secunde acolo, înălțând poziția bazinului. Practic, mărim acest unghi, da? Mai ales celor ce au o idee, o burtică, sau cum vreți să spuneți, dar ne și ajută să nu forțăm atât de tare și să ne câștigăm în timp flexibilitatea. Aceasta este o variantă. Acum ne așezăm și același lucru, pun așa să mă vedeți, lăsăm un picior deoparte, celălalt, așezăm rola sub genunchi și ne întindem spre înainte, tragem laba piciorului și ne îndoim cât mai mult. Schimbăm piciorul celălalt și ne îndoim. Acum vom așeza ambele picioare pe rolă și încercăm cu palmele să prindem de degetele de la picioare. Să încordăm ușor abdomenul, da? Asta ne obligă să rotunjim și spatele mult. Perfect. Acum așezăm rola în zona lombară și ridicăm genunchii sus la piept, inspirăm și expirăm, inspirăm și expirăm, ne ajutăm cu brațele, da, ne ajutăm. Un picior rămâne îndoit, iar celălalt întins. Schimbăm. Piciorul este poziționat în tavan și imediat îndoim, rămânem cu un genunchi la piept, iar celălalt fie sprijinit pe talpă, vedeți cum vă simțiți, sau întins. Amplitudinea este mult mai mare dacă îl întindem. Schimbăm piciorul celălalt, ușor, mișcările, când trecem de la o mișcare la cealaltă, nu bruscăm. Nu uitați, sprijin pe talpă, vedeți cum vă este mai confortabil, sau
piciorul întins și mă ajut cu brațele, trag la piept cât pot. Rămânem tot acolo cu rol. Sprijin pe talpă, celălalt îl așez, talpa pe genunchiul celălalt și trag și împing acolo cât pot. Poziția picioarelor rămâne aceeași, doar direcția o schimb. Încerc să aduc piciorul la piept. Acest antrenament vă va ajuta și la flexibilitate și la mobilitate articulară. Poate vă mai ameliorează din durerile spatelui, pentru că acest exercițiu este foarte bun pentru schimbăm piciorul, pentru nervul sciatic și nu neapărat pentru zona lombară. Am schimbat piciorul, lăsăm mult genunchiul în lateral și stăm acolo. Și ușor ridic. Poziția picioarelor rămâne aceeași, da? Și doar ridicăm. Perfect, mutăm rola în zona omoplaților, da? Așezăm palmele pe frunte. Pentru zona superioară a spatelui, da, lucrăm. Așez palmele pe frunte și stau acolo. Ating dacă pot și sigur pot, cu vârful capului, sol și stăm acolo. Sprijin pe tălpi de asemenea. Ușor ne ridicăm, ușor, ușor, să nu amețim, lăsăm rola acolo unde este și tragem genunchii la piept. Încordăm abdomenul ca să ne asigurăm că rotunjim mult, mult spatele. Din nou sprijin pe tălpi, de data aceasta întindem brațele, întindem și le ducem în prelungirea trunchiului în sus și la fel lăsăm vârful capului pe sol. Împingem ușor în tălpi ca să mutăm rola o idee mai jos la spate, o idee mai jos și acum lăsăm brațele în lateral, nu întinse, le lăsăm așa ușor îndoite pentru zona toracală a spatelui și stăm acolo. Perfect. Am să vă arăt că mai este o rolă, dacă dimensiunea aceasta vi se pare prea groasă, vedeți că există și una mai micuță, iar asta mai micuță probabil că ne ajută mult mai bine sau ne este mult mai confortabil pentru zona gâtului. Tot așa sprijin pe tălpi și întoarcem capul într-o parte. Și ușor, ușor, ușor și masează această rolă și întorc în partea opusă. Și schimbă. Și mutăm în partea cealaltă. De asemenea, tot această rolă
de dimensiune mai mică, o puteți folosi și la exercițiile precedente, dacă vi se pare prea, prea groasă cealaltă. Eu am să o schimb, mut rola în zona lombară de data aceasta și la fel încerc să las bazinul în jos, dar atenție, atât cât se poate, încercăm să ne ținem cât de cât greutatea și pe tălpi, ca să nu forțăm. Și în poziția care, în care ne simțim confortabil, stăm acolo, stăm acolo. Și acum rotunjesc spatele, încordăm puțin abdomenul, revenim, după care din nou lăsăm bazinul jos. După cum observați, așa se produce o extensie care ne ajută să mișcăm vertebrele și ne ajută să le relaxăm, să le detensionăm. Perfect. Vom ridica genunchii la piept, stăm câteva secunde aici. Voi rămâneți în această poziție, eu doar vă arăt, după care vom tot muta rola cât mai sus. Acum, deocamdată, rămânem aici câteva secunde și cu cât vom progresa, da, cu atât mergem mai sus cu rola, din zona lombară către toracală. S-a făcut? Haideți să mutăm mai sus, mai sus. Și mai sus. Trebuie să vă simțiți confortabil în poziții. Dacă nu stați confortabil, atunci lăsați rola cât mai jos. Bun, ușor. Acum, până acum am avut rola perpendicular, acum o vom pune, o vom așeza dreaptă, așezăm tot așa spatele pe ea și lăsăm brațele să cadă. Pentru cei ce avem cocoașă, da, sau ne supără în special zona superioară a spatelui, acest exercițiu este foarte, foarte bun. Palmele le putem ține la ceafă, să ne ținem capul, iar brațele încercăm să le lăsăm pe covor. Inspiră și expiră. Dacă doriți ca exercițiile să fie mai active, puteți să ridicați brațele și să le coborâți, dar eu m-am gândit că așa, amorțiți cum suntem, pentru a ne dezmorți, ușor, ușor să stăm câteva secunde în acea poziție. Perfect! Acum, un picior este sprijinit pe talpă, celălalt este întins pe rolă și tragem piciorul în lateral, în lateral, să mișcăm puțin și zona șoldului, da? Articulația coxofemorală. Perfect. Schimbăm celălalt picior. Așez piciorul pe o parte și mă ajut cu rola. Trag în lateral genunchiul, da? Nu la piept. Nu la piept, încerc în lateral. Perfect.
Perfect. Așezăm ambele tălpi pe rolă, talpă în talpă. Și așa cum suntem, încercăm, dacă reușim, da, să îndepărtăm talpa de pelvis și să o apropiem. Îndepărtăm, vedeți cum stați cu durerile și cu articulația atât a genunchiului cât și cea a șoldurilor. Dacă reușiți bine, dacă nu, încercați acest exercițiu fără rol. Perfect! Ne așezăm pe genunchi. Să ne dezmorțim. Așezăm în prima fază, așezăm rola între șezut și gambe și ne întindem spre înainte. Acum luăm rola și ne ajutăm din aproape în aproape. Dacă nu vă lasă articulația genunchilor și a șoldurilor, puteți să lăsați rola acolo unde a fost. Dacă nu, continuați cu acest exercițiu. Mă întorc așa să mă vedeți, deci ne-am dus spre înainte. Dar acum vreau să ne ducem o idee oblic. Nu spre înainte, nici foarte mult în lateral, să fie între. Nici înainte, nici... Și stăm acolo. Perfect, revenim. După care, ușurel, ne îndreptăm. Lăsăm bazinul pe călcâie, da? Ne îndreptăm din aproape în aproape. Rămânem așa pe genunchi, fie genunchii depărtați sau apropiați, dar eu v-aș recomanda să lăsăm depărtați. Punem palmele pe rolă și la fel ne întindem tot spatele. Putem să lăsăm și bărbia în piept. Lăsăm capul să cadă. Și acum rotunjim spatele, așezăm rola aici în coșul pieptului, în stomac, practic. Așezăm aici, lăsăm tot așa bazinul pe călcâie și încercăm mult, mult să rotunjim spatele. Până acum am făcut extensie, acum facem flexie, mult bărbia în piept și stăm acolo. Grozav. Ne așezăm culcat facial. Un picior va fi lângă, celălalt pe rol. Da? Și stăm acolo. Stăm. Și sprijin pe antebrațe. Putem să ducem și capul într-o parte, în partea opusă a piciorului. Ne așezăm și schimbăm piciorul. Rola trebuie să vină deasupra genunchiului. Piciorul celălalt este jos și din nou sprijin pe antebraț și stăm acolo. Întorc capul. Perfect. Îl alăturăm și pe celălalt
lângă celălalt picior și flexăm genunchii, bărbia jos, așezăm fruntea pe covor. Putem să ne ajutăm cu un braț, un picior este întins, celălalt îndoit. Și schimbăm. Și cu ambele brațe, ambele picioare, tragem. Grozav, ne ajutăm cu mușchii brațelor pe care îi avem. Așezăm rola chiar sus pe coapse, sprijin pe tălpi, pe pingea și stăm acolo. Capul pe spate, sprijin pe palme, pe pingele. Rămânem în aceeași poziție, doar capul îl lăsăm moale să cadă. Și din nou, sus. Și lăsăm să cadă. Dacă la început ne-am așezat pe această rolă, mă gândesc acum așa pe final, oarecum suntem mai dezmorțiți. Așadar, o să așezăm rola între picioare, da? Și tot încet, încet încercăm atât cât se poate să ne întindem spre înainte. Și revenim. Și ușor spre înainte. Și revenim. Încercăm să mergem pe piciorul stâng. Și pe piciorul drept. Bun, acum așezăm rola aici în scobitura din lateral, la talie, cum s-ar spune, da? Un picior este îndoit, celălalt întins, brațele sunt sus și stăm pe o parte, stăm pe o parte. Ar trebui să simțim cum ne întindem toată zona aceasta, tot ce înseamnă lateral. Pe cât posibil să fie linie dreaptă, dar evităm să avem fundul afară sau să stăm în echer, cum s-ar spune. Să încercăm pe cât posibil să fie așa o linie dreaptă. Minunat! Schimbăm și în partea cealaltă. Ne așezăm. Dar nu uităm, aici în zona taliei. Brațele întinse. Linie dreaptă și stăm acolo. Perfect. Că tot suntem pe lateral, așezăm rola. Pe rolă un picior, piciorul de jos în special, iar celălalt, vedeți cum vă este confortabil, fie înapoi a celuilalt, fie peste celălalt și stăm acolo. Stăm. Minunat. Schimbăm celălalt. Eu am să-l așez peste, vedeți cum vă este mai bine.
înainte sau înapoi a celuilalt. Și la fel, ar trebui să simțiți foarte, foarte bine cum se întinde zona asta laterală. Vedeți, poate vă este deopotrivă mai confortabil, luați-o din aproape în aproape, mai întâi pe antebraț, brațul sprijin pe palmă mai depărtat și încet, încet ne apropiem de bazin. Perfect. Așez genunchii pe rolă și vreau de data aceasta să ducem brațele spre înapoi, orientate în exterior, dar nu spre noi, ci exterior, și să ne întindem aici la umeri cât se poate. Da? Picioarele sunt relaxate acolo pe rolă. Putem să dăm și capul pe spate, dar doar dacă reușiți. Și rotunjim mult spatele, prindem din nou cu palmele vârfurile. Depărtăm picioarele sau le așezăm turcește, vedeți cum vă este mai confortabil. Dacă vă este greu cu ele depărtate, mă interesează să ne îndoim lateral. Ne îndoim lateral, ia vedeți cum vă este mai confortabil. Rola o punem în picioare și schimbăm. Acestea fiind spuse, să-mi spuneți cât de dezmorțiți sunteți, cât de bine v-au făcut de fapt aceste exerciții. Eu tare sper că v-au prins bine. Acestea fiind spuse, cam asta a fost tot. Nu uitați să includeți în viața dumneavoastră puțină mișcare, dezmorțire, că despre asta vorbim, a ne mișca, a ne dezmorți, de fapt a ne crea o stare de bine generală. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție, până data viitoare, toate bune!